Salut, dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit pe canalul meu. Are dat play. Da. <laughs> <laughs> nu, da. Deci, să că nu înregistrez de două ori, <laughs> am dat, am dat. Gata, ready? Ready. Ești confortabil? Nu. L-am <laughs> <laughs> pus pe Andrei, zis, stăm aici pe canapea, am da. unde vrei să filmăm? Să filmăm în dormitor, în pace, ce ar fost cu siguranță mult mai confortabil? Sau să filmăm aici? Da, îți dai seama Și... ce poziție ar fost Ha. Da, am fi avut double amândoi dacă am fi stat în pat. Așa că am zis să stăm aici pe canapea. Am pus și luminile, pentru că nu avem foarte mare lumină în living și e și o zi norată afară. Da. Nu, nu, căutam nori. Mm -hmm. Nu văd nori afară. Era norat mai devreme, jur, eu când am tras draperiile era norat, și Și astăzi ce vrem să facem este să facem un fel de retrospectivă a celor 12 ani de când suntem împreună. Am mai primit comentarii de la voi, și întrebări, atât pe YouTube, cât și în privat, despre noi diverse, de cât timp suntem împreună, cum ne-am cunoscut, chestii de genul ăsta. Așa că am zis, în video de astăzi, să vorbim un pic despre toate lucrurile astea. E un fel de păr. Îl vezi? Bun. Da, cum ne-am cunoscut? Ne-am cunoscut în 2010. Ce, ce bine că ne-am cunoscut în 2010, că e foarte ușor de ținut minte. Eu, mă tot de calculez. Deci, e foarte simplu, 2010. Ne-am cunoscut în 2010, de fapt, ne-am cunoscut în primul an de facultate, practic. De da. Pentru că eram colegi de facultate, numai că nu prea aveam treabă împreună, nu aveam la cursuri, cel puțin Andrei nu prea venea. Hmm. Și stagii nu aveam deloc împreună, ne știam doar din vedere. Andrei era reperul anului, așa că era foarte ușor mm, să îl țin minte. Era un... Ce? Acum mi rușine de, de pe perioada, perioada aia. aia. Avem și poze din perioada aia. Oricum, Andrei era atât de nu pe stilul meu, încât nu m-aș fi gândit nici într-o mie de ani. Cred că dacă mă întrebai dintre toți colegii mei de facultate și erau băieți simpatici la noi în an, dacă mă întrebai, cred că ar fi fost ultimul care aș fi zis, da, ăsta. Ultimul și după Vicențo! Vicențo <laughs> <Vicența> nu <laughs> se pune. Hai să nu fim nașpa, că poate se uită. Da. -a. Scuze, Vicențo. <laughs> uh, nu, era, nu era deloc pe stilul meu, Andrei. Uh, întâmplarea a făcut ca la sfârșitul anului 2 de facultate să se dea o petrecere la care am fost și eu invitată. De fapt, s-a -a insistat să merg la petrecere, eu nu aveam niciun chef. Tocmai ieșitem dintr-o relație. Nu mă simțeam foarte bine din punct de vedere emoțional, nu atât pentru că se terminase relația, că eram ok cu treaba asta. De asta am și ieșit din relație pentru că nu eram mulțumită, cât pentru faptul că eu aveam așa un vis. dintotdeauna, totdeauna eu mi-am dorit o relație serioasă, mi-am dorit familie, mi-am dorit copii. Asta a fost pentru mine cumva visul meu și voiam să fac toate lucrurile astea până la vârsta de 25 de ani. Nu știu de ce aveam eu chestia asta în cap. Probabil am fost și influențată de Povestea lor make -up. cumva și acum dacă stăm să ne gândim un pic în, în urmă e destul de similară povestea noastră cu povestea lui ai mei în anumite privințe. Mm. O să ajungem și acolo imediat, dar uh, da eram așa dezamăgită pentru că um, urma în anul respectiv să fac 22 de ani și mă gândeam în 3 ani este imposibil să-mi găsesc pe cineva, să avem o relație serioasă și de lungă durată, astfel încât să luăm decizia să ne căsătorim și să facem copii împreună. Așa că eram super dezamăgită și am zis, ok, știi ce? Gata, oricum visul ăsta nu mai are nicio șansă să se întâmple până la 25 de ani, așa că mai bine o să-mi trăiesc eu viața și o să mă distrez și nu o să mă mai gândesc, nu mai îmi trebuie nicio relație. A fost prima dată când m-am gândit așa, e, efectiv, prima dată în viața mea când m-am gândit, nu vreau nimic. Și am mers la petrecerea asta și acolo era Andrei. Ne cunoștem deja cumva din vedere și Andrei s o cum în seamă. Cu mine toată seara, practic, asta am făcut. Nici n-am stat foarte mult la petrecere. Am plecat destul de, repede. Nu, nici eu n-am stat. rămas. N-am stat nici foarte mult după. în fine, ideea că mi-a cerut ID-ul de mes, că era vremea aia cu ID-urile de mes, dacă mai țineți minte. Mi-a cerut ID-ul de mes și a doua zi, cumva eu mă așteptam să-mi scrie și nu mi-a scris. Și eu am fost foarte intrigată de chestia asta și te-am scris eu, așa mm. Și după am început să vorbim. Asta, petrecerea asta se întâmpla în ultima zi din an. Andrei, chiar a doua zi, de asta nici nu mi-ai scris, că plecai, mm. pleca la, la Petroșani. Și nu ne-am mai văzut o perioadă. Tot vara, nu cred. chiar toată vara, la mijlocul verii ne-am văzut prima dată. Mm. Am fost o dată la Petroșani, am fost într-o vacanță, într-o vacanță, într-o într-o excursie pe munte. Dacă tot am mers în retezat, eu eram la vremea, eram montaniardă, îmi plăcea foarte mult să merg pe munte și mergeam destul de des. Și dacă tot eram în zonă, în retezat, am mers eu până la Petroșani și poza asta este fix de atunci, de când ne-am întâlnit. Oricum, exact așa era îmbrăcat mm. și cu fordul tău. De fapt, al tag-tu. Și aici sunt eu în. Uh... Înainte să vii la mine. Înainte să vii la el, da. Te vin deja în haine de munte. Da, da. Și Te -am, m am dus la restaurant. În tot la munte. <laughs> da, da, m a dus la restaurant de figur și eu eram în bocanci de munte și în echipament. Da, și ne-am mai întâlnit prima dată, nu ne-am întâlnit acolo. Prima dată ne-am întâlnit, ai venit tu cu sorta la admitere, ne-am întâlnit în Timișoara. Mă rog, ne-am uh, cuplat oarecum, adică. N-a fost o chestie așa oficială, n-am avut niciun moment în care a fost, cumva a venit totul da, natural, da, așa. Da. După care a început anul școlar, a început anul și, practic, Andrei, de când a venit la Timișoara, el avea și ai continuat să-ți plătești locul în Cămin, Da, an. Da, a stat în Cămin. Un an, cred că l-am plătit tot anul, adică, cred un an sau doi, nu știu cât timp l-am avut. Da, oricum mult timp, că mm. eram, da, noi, noi nu am intrat cumva serios în relația asta, niciunul dintre noi. Chiar dacă îmi doream oarecum să am ajuns, așa în timp după ce te-am cunoscut și m-am îndrăgostit de tine, să îmi doresc treaba asta, dar cumva nu eram. nu știam în ce direcție o să A, mergem da, lucrurile. Da, până n-am avut gânduri niciunul dintre noi să da, rămânem împreună. mergem într-o direcție oficială și de lungă durată. Da, și sigur nu așa cum s-au întâmplat da. anterior lucrurile. Uh, da, deci ne-am mutat împreună imediat, după care aș uit aici sunt niște poze de la ziua mea, când am făcut 22 de ani. Mi-aduc aminte foarte, foarte bine seara aia. Am făcut karaoke party. Încă de pe vremea aia am plăcea să cânt. Microfonul la de, mine... la, de la Miha, cred că. la da, cine da, da, am da, l-am împrumutat de la Miha. Și aveam ceva program de karaoke pe laptop. Uh -huh. A, și aici, uite, sunt eu în... Uh... Asta a fost din timpul verii. Da, când vorbeam să ne... noi. Da. Înainte să ne cuplăm, când uh, vorbeam noi intens pe uh, pe mes. Da, după care, astea sunt primele poze pe care le-am făcut. De când facultatea, când da. eram oficial. Da. Și asta e primul nostru lucrător. Asta e prima și ultima oară când m-ai pus să mă barberesc. Oi, <laughs> <laughs> da. ce față aveam, uite, știu, cu ce pleată aveam în cap și că aveam cască de motociclist. <laughs> Ca acum n-ai. Pleata. Da, da, acum e altfel. Atunci era așa, neîngrijit. Era exact cum nu trebuie să fie. Nu înțeleg de ce. Având de că eu, mă, în mod normal, când mă tun, mă tun doar pe săptămână. Păi da, da, poate la momentul respectiv. nu aveam bani la momentul ăla. Adică de unde vei tu bani să te tunzi la vremea aia dată pe săptămână? Hai, revin o Mă tundeam nu când, când eram, mai mică, de exemplu, mă tundeam. Nu simțeam neapărat că nu aveam nevoie exagerată. Adică eram... Nu, făceam... nu, nu, ne trebuia A. bani de cola și de țigări. Exact, și atât. Și de mâncam, mâncam noi și ce puteam. Mâncat ceva, baghete cu strui de la Celentano. Da, da știi, știi, știi că ne găteam mult, adică noi nu... Da, făceam mult mâncare. Și atunci mult. ne ajungea, făceam o tocăniță, sau ceva, o mâncare de cartofi și ne zicea trei zile, adică țigări da. și cola să avem, că, <laughs> era baza că la restul ne descurcăm. Da. După care, în 2011, deci noi ne-am cuplat în vara 2010, în 2011, undeva prin martie, am avut eu uh, un simptom am avut un gust metalic în gură, nu? Mm, Asta a fost prima mm. chestie. Și făceam noi semiologie medicală, s-au cu un an înainte ceva de genul ăsta. Și iau cartea de semiologie medicală să văd ce înseamnă gustul metalic în gură. Și văd acolo tot felul de boli, cancere, mm, leucemie, domice, da. tot felul de chestii super nașpa și sarcină. Sarcină era cea mai puțin probabilă cauză. Adică era mai, mai probabil să fie... Cancer decât Sarcină. Da, exact. Asta pentru că noi fiind studenți la medicină, evident, ne protejam. Eu luam pastile anticoncepționale. Adică eram foarte responsabili cu chestia asta și prudenți. Da. Dar am zis, hai totuși să-mi fac un test de sarcină ca să văd dacă nu sunt însărcinată. Adică era cea mai, cel mai ușor diagnostic din toată lista aia. Și mi-a făcut un test de sarcină. Aici negativ, L-am aruncat în scrumieră, m-am întors înapoi după vreo jumătate de oră și a doua liniuță era așa, abia, abia, abia dacă se vedea. Ideea e că în momentul în care i-am zis la Andrei... Multe țigări s-au fumat <laughs> după. <laughs> da, ne-am speriat amândoi. Andrei cumva mai mult decât mine, pentru că el fiind băiat și n-avea niciun doream, plan. Da. De, nu, nu, că nu aveam vreun plan să uh, am vreun copil atunci. Eu nu aveam vreun plan să am vreun copil vreodată. Cred că dacă nu se întâmpla așa, pur întâmplător, și Andrei alergea vreodată să nu aibă copii, cred că ar fi fost cea mai mare pierdere ca tu să nu fii tată vreodată. La ce tată minunat ești. Oh. Serios. Chiar... Da, eu... Cred că nici tu nu te așteptai. Nu, păi, așa. nu, tocmai de aia n-aș fi... Alegerea mea era să nu am copii, tocmai în, să nu testez cât, cât pot fi eu să de minunat sau nu. Da. Și am rămas însărcinată, ne-am speriat, ne-am panicat. Cred că mai tare s-au speriat ai mei. Ai mei, săraci de ei au Au da. Da. fost două reacții la noi. Da, mai s-a Mai mea cu bunica mea. Mai bunica mea a zis că adumi să-l cresc eu. Da. Voi terminați-vă școala cu bunica mea. Era. Um voi trebuie să vă terminați școala, să fiți medici sau Bine, știu ce. și noi eram pe același principiu, da, adică nu s-a pus niciodată problema ca vreunul dintre noi să nu și continue studiile. Da, dar bunica mea a fost, adu faceți-l, aduceți-l -mi mie, că vi-l cresc eu și pe aia când terminați și așa, vă luați înapoi. da. da. Ai mei n-au fost, n -au fost absolut deloc de acord și cumva pe bună dreptate, <coughs> adică acum, noi fiind părinți, nu știu cum a reacționat dacă ar veni mai să ne zică, hei, eu știu pe tip ăsta de 8 luni, Uh, suntem cumva aproape împreună, că nu era, nu era ceva... Adică au mers așa lucrurile... Bă, e, e, clar că eu nu aș recomanda nimănui, sincer, să facă nimănui asta. nu aș recomanda să facă o alegere de genul ăsta după 8 luni de relație eu, și cu mult, ai zici la vârsta e vârsta Da, și eram fiecare. și foarte tineri, eram da? foarte tineri, aveam 22 de ani, adică... Dar la... Așa, Andrei avea 21. Da, deci la, la după 8 luni de relație n-aș recomanda. Noi am a fost doar norocoși. Da. Am fost inconștienți și norocoși, pentru că alegerea am făcut-o bazată pe emoții, nu pe, pe rațiune. Da. Deci, nu a fost o chestie rațională. Bine, a fost cumva. A, rațiunea mea a fost foarte simplă, adică mă ne iubim, ne înțelegem. Uh, noi ne-am certat nici măcar o dată, cred că prima ceartă pe care am avut-o a fost ceva legat de copil, după ce s-a născut. După ce, ce s da. Da, da. În rest, noi ne-am înțele ne înțeles perfect din prima clipă, eram acolo, așa. Deci erau, eu nu, eu erau foarte multe lucruri care puteau merge rău. Da. Una ajungea să meargă rău, dar păi să-mi fi mers toate rău. Și de -aia zic, n-a fost rațional, n-a fost o alegere rațională, a fost una emoțională. Dar foarte fericită. Foarte norocoasă, în schimb, a fost una foarte norocoasă și, na, cine are de gând să facă treaba asta, vreau succesul nostru, <laughs> dar nu vă recomand să o faceți pentru că calculând matematic, șansele să iasă rău sunt mult mai mari decât șansele să iasă bine. Da, din fericire, a ieșit, a ieșit bine. Aici avem poze cumva, am încercat să le pun pe ani. Aici sunt poze din 2011 și mi-aduc aminte foarte bine poza asta, sunt eu cu Andrei și cu sora, să ieșit să rămân club, uite, în 2, a 4 A, ah, era ziua lui sora ta! În da, 1 da, aprilie. Da. Și în 2 da, era, da, 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 era practic la ziua ei și da. cred că atunci i-am și zis. Avem poze. Ce poze avem aici? Sunt numai poze cu burtica, păi, practic. Pe <laughs> 2011. Da. Pe păi 2011 a fost, până s-a născut mai, anul burticii. Da, da. Pentru că. că -a ea mai sunt la sfârșitul anului. Da, ea s-a născut în noiembrie, mai e născută în 11-11-2011. Natural, așa a vrut ea mm -hmm. să vină. Păi Te-am întrebat, Zoran, dacă. <laughs> da, m-a întrebat medicul dacă vreau să-mi provoace sarcina, așa am zis nu, nu, sub nicio formă. Vreau Maia. să fie totul natural, și chiar așa s-a întâmplat. Și poza asta mi-o aduc aminte foarte asta bine. Asta era Timișoara, nu? Asta da, era da, e da. mică, burtă. Da, da, aici e făcu... poza asta e făcută în ziua în care le-am zis colegilor de facultate mm. că gravidă. Abia dacă se vedea burtica. Da, uite, azi din, din vacanța uite aia. Uite-l pe Dragos. Uite-l pe Dragoș, dacă l-ați văzut pe Dragoș în ultimul nostru daily vlog, aici Dragoș când era mic. Da. Și la mare... Aici am fost cu gașca la mare în anul ăla. Prima și ultima. <laughs> nu recomandăm. <laughs> Asta e ultima poză cu burtica. Asta e chiar la spital înainte, înainte să plece Andrei. După și lăsat. ultima poză cu tine aranjată cu burtica. De, de înapoi. <laughs> Care? Aia e prima. Asta? Uh -huh. Chica. Asta a fost ultima poză aranjată, așa fashionistă făcută, că după aia la două zile ai născut. Da, da. Asta e la grădina zoologică. Mm -hmm. acum, uitându-ne prin Google Photos, ne-am dat seama că avem un milion de poze de la grădina zoologică. Păi asta și... ne permiteam da. să facem, da. mergem, mergem la grădina zoologică. Ne gândim, bă, da, aici mergem atât de des la zoo, că era singura activitate pe care ne-o, ne, -o, ne -o permiteam. Aici sunt, asta e prima noastră poză de, de familie cu Maia și cu noi și aici sunt ai mei. Care, chiar dacă au fost ei destul de... Uh, Speriați la început când au aflat că Și reticenți Da, că o să fie bunici Ia uite ce fericiți mm. A, dup după ce s-a născut Maia Practic ea s-a născut vineri Și eu luni m-am întors înapoi la facultate Deci n-am lipsit absolut deloc De la facultate A fost o perioadă Anii a au fost destul de Au fost destul de dificil, Dar cumva nici nu simțeam Că eram prins așa într Într-o într agitație din asta Cu facultatea și cu copilul Încât Cumva eu nu, n-am realizat niciodată. După aia am realizat că da, a fost greu, de am Nici nu am stat să ne plângem de milă, știi? Da. Măi, bă, asta trebuie asta făcut, să facem... aia facem, ura exact. la lagară, nu... Exact. Și în toată perioada asta, eu primeam indemnizație de creștere copil, cred că 800 de lei parcă primeam la vremea respectivă, erau destul de mulți bani, bă, adică ne pentru făceam treaba, Pentru de noi, da. Ne foarte bine cu banii aia. Și Andrei, pe lângă asta, făcea... Uh, promoții, ce făceai? Mm -hmm. Promoții, diferite da, produse. A fost și pinguin, a fost la Kinder Pinguin, a fost și... aici ce era, spiriduș? Da, aici eram la metro. Făceam pentru... tot ceva pentru copii. Era cum era, să apropia întâi Moș Nicolae. Erau niște bani în plus pe care îi făcea și ne ajutau destul de mult. Mai ales după aia când mai a început să mănânce lapte praf. Care, și lapte era, praf alergică, era, da, era alergică la proteina din lapte de vacă și trebuia să-i dăm lapte așa, care era super scump. Deci mi-aduc aminte că ne costa, ne costa foarte aproape mult. jumătate de indemnizație da, pe lună. I-am și alăptat-o până la șase luni, am alăptat-o pe Maia, pentru că după aia a început cu alergiile, tot făcea exeme, a făcut și un șoc anafilactic, era să moară la patru luni. Noroc că ne-am dat noi seama ce se întâmplă și am ajuns în timp util la spital. Și aici, aici mi-aduc aminte de, de, pozele astea. Și Da. Toată ziua stătea asta. Era coșul de rufe. Toată ziua era în coșul de rufe. Cu și jucării, o trageam cu... cu, coșul prin da. cază. Îi făceam barcă din el. Ce fain. Ce vremuri. Da. Ce deci tine eram. Da. Trei copii. Da. Da. După aia, 2012. În 2012 practic nu avem foarte multe Adică 2012... n-am ales noi foarte multe, pentru că în 2012, cred că avem mii de poze cu Maia. Da, dar nu s-a întâmplat nimic de... da, extraordinar. De... Da, adică... Am avut botezul. Și primul, prim, primul chef al lui Maia, prima zi de naștere, botezul. Da, botezul și, și Maia prima a fost, zi de naștere. Și în rest, mergeam în parc. Cea mai palpitantă de... chestie din tot 2012, cam alea au fost. Pe, asta pentru că jonglăm cu facultate, adică noi eram, când nu eram la când eram acasă, eram la facultate. Ca să reușim să mergem în continuare la facultate, ne-am schimbat uh, stagiile. Am vorbit cu profesorii, a fost o chestie foarte complicată. Și de nu ni se permitea, am mers și cu copilul după da, noi. Da, am avut, uh, am avut, nu, la stagiu n-am fost la niciodată. Cursuri. Dar la cursuri, unde era un singur curs și trebuia să fim amândoi, deodată mergeam cu ea după noi. Te distrat, la da, toată lumea. Bun, vrea mă vreau să mi-o dea, Asta, profa, și hai, domnul doctor, cu fetița, haide să-ți dau ca să poți să pleci. Zic, bine. Că cu nota și când se pe Maia, dar nu pleca, dar mai las-o. Și o luat-o la ele, pe la alt rând, și nu mi mai dădea, mă, să mă râd. Zic, hai, tu, cu de aia mi-a dat ca să pot să plec cu ea. Dar mai stai, dar așteaptă-ne jos, nu pleca încă cu ea. Deci Ioana, cel puțin, era fain, nebunită după ea. Da! Ce place poza asta? Asta e de la botez când ne pregăteam, tai că mi-l învăța pe Andrei să-și facă nodul la cravată. Mă învățat că tu nu știi să mi-l fac. <laughs> păi, cred că n-ai mai purtat cravată de atunci. Cu <laughs> și nașii. Asta e cu nașa, nașul. Și moașa. El e și moașa. Moașa e vară mea, Rovena. A, Hai. uite și pe mama aia. Mama cu bun, bunul Sorin. Da, el e tata lui Andrei. <laughs> că tot o uh, întreba lumea că părinț, de părinții mei, părinții mei, mai greu cu vloguri cu ei, că sunt mai departe, ei sunt aici, e ușor să... Da, e mai la îndemână, uite aici am în două bunicile, mamă ce slabă era mai cât aici. Aici era săracă de ea. Numai ce cons... în Belgia. Da, nu, era foarte, foarte fericită. Uite și deci pe mine. Frumos era mai mea mm. avea, avea câteva chile în plus aici, dar era super frumoasă. Aici aveam eu <laughs> father câțiva, of the year. <laughs> câțiva ani în minus. Oh, ce copil erai. În 2013, iarăși nu s-a întâmplat mare lucru. Am fost în excursia asta pe cheile Nerei cu rucsacii ăștia imensi în spate, am mers 8 ore, am făcut toate cheile dintr-o parte într alta și planul era să... Am plecat de la Ochiul Bay și planul era să noptăm la ochiul Dracului, la Lacul Dracului, pardon. Numai că ne lăsasem de fumat atunci și nu aveam nici măcar brichetă la noi. A 11.000 oare ne lăsăm de fumat, ne lăsăm de fumat din lună în lună. Și nu aveam foc, nu aveam lumină, am plecat fără lanterne, ce eram complet, complet nepregătiți. Ne și ne-am dat seama că nu putem. Că nu era nimeni acolo, noi că am ajuns. Eram singuri, da. Și plecase... e creepy, toată zona da, aia da, e da, foarte da. creepy. nu ai sursă de lumină, ai nimic, că nu puteam să stăm. Și am luat-o la pas către un sat, mă rog, a fost, a fost aventura vieții acolo ai și fost... la întoarcere, în seara n-am mai campat cu cortul, am ajuns la mașină, ne-am luat mașină, ne-am întors înapoi la Timișoara, ne-am oprit în beznerie și ne-am luat țigări. Da, și ne-am reapucat <laughs> ne de fumat da, de ciudă. Tot în vara aia am fost la mare cu părinții mei și cu Maia. Pozele astea îmi sunt tare dragi pentru că în fiecare an de ziua lui Andrei ne adunam, aveam o gașcă mare de prieteni la vremea respectivă și ne adunam și jucam rațele și pânătorii pe stradă și veneau și vecinii și era foarte, atmosferă foarte, foarte faină. Tot timpul Mie e drag când vă pozele astea. Da, a fost o zi faină. Da și stăteam la noi pe terasă, aveam o canapea de paleți pe care am făcut-o singuri. La care am muncit de mi-o sărit capacele. <laughs> da. n-am ridicat la paleții aia, vai de capul meu. Și i-am, i-am șmirgluit și i-am vopsit și i-am aranjat și am făcut pernele. Am fost, era fain, era fain. Aveam -au fost cea mai amintiri. accesibilă modalitate de a avea mobilă. Singura, de... da. <laughs> că paleții am primit pe gratis. Da, exact. <laughs> da, 2013, cam atât. Da, uite pe Maia ce drăguț era. Doamne, ce-mi place poza asta. ce <laughs> care. 2014. În 2014... Uh, că nu s-a întâmplat mare lucru, s-a întâmplat cel mai important lucru, de fapt, a fost anul în care ne-am căsătorit. Aici, legat de căsătoria noastră, când au aflat părinții noștri că eu sunt însărcinată, toată lumea a sărit cu gura pe noi să ne căsătorim. Noi am zis că nu vrem să facem chestia asta, dintr-un singur motiv am vrut să o facem atunci când am vrut noi. Adică să nu fim constrânși de situație. Dacă da. doar pentru faptul că uh, am rămas accidental, am rămas accidental gravidă și am făcut-o pe Maia uh, ne întâmplător, să zicem, da, să nu să fim, fim constrânși nu de, de situație. Adică să nu, Maia să nu considere că... am văzut cazuri de ce Nu, da, dar asta a fost cazul la, la mine. Părinții mei, de asta spuneam că părinții mei au avut o relație cumva asemănătoare cu relația noastră, pentru faptul că ei s-au cunoscut, s-au mutat împreună instant, exact la fel cum am făcut-o și noi. Mm. Și mai că mi-a rămas însărcinată tot așa, foarte, foarte repede. Și eu mi-aduc aminte că eram undeva prin adolescență, aveam vreo 12-13 ani, cred, când am început eu să pun lucrurile cap la cap și mi-am dat seama că părinții mei s-au căsătorit în mai, că atunci a fost nunta lor, și eu m-am născut în octombrie. Și cumva am făcut eu repede calculul și mi-am dat seama, cred că era și perioada în care mei aveau ceva probleme, nimic grav, dar mă rog, se certaseră ei sau și eu eram supărată și cumva în capul meu știu că m-am gândit la treaba asta că dacă ei, ei s-au căsătorit doar pentru mine, doar pentru că a rămas eu însărcinată și ei de fapt nu voiau să exact. formeze un cuplu și atunci automat m-am gândit, băi, nu vreau, nu vreau sub nicio formă ca Maia să să se gândească la treaba asta, pentru că era cât se poate de Și, de și falsă. pentru noi, și pentru noi să fie o chestie A noastră, naturală. Să vină, când... să vină natural, să când simțim, să o facem, să nu simțim efectiv constrângerea situației. Da. Și așa că au mai trecut încă cât patru ani până când, trei ani până când am mm -hmm. făcut-o. Chiar când în anul în care am absolvit facultatea, am zis ok, ăsta ar fi un moment, potrivit pentru că urma să mi încep, să -mi încep eu practica. Și am zis să o încep pe noul nume și cumva să nu trebuiască după aia să-mi schimb toate actele și era mult mai simplu așa. Așa că cumva am convenit împreună că urmează să ne căsătorim. Eu nu mă mai așteptam ca Andrei să mă ceară, pentru că n n nu existase un moment în care cumva am discutat lucrurile astea și cumva știam că asta e direcția în care merg lucrurile. Dar eu nu mă mai așteptam, aveam deja cununia programată când Andrei m-a cerut de soție într-un mod foarte, foarte fain. Cererea lui Andrei în căsătorie a fost foarte pentru mine, ca să zic așa, pentru faptul că m-a dus în retezat la la Ștevia, care este unul dintre locurile mele preferate din lume și acolo m-a cerut. Andrei a mers cu inelul în buzunar și era și foarte prost echipat, după cum bine puteți vedea, avea Dida și în picioare niște pantaloni care aveau buzunare fără fermoar și el mergea cu o mână în buzunar pe cutia cu inelul și cu cealaltă se ținea de stânci pe acolo și eu tot urlam la el, dar ține-te cu amândouă mâinile. Uh, dar a fost foarte, foarte fain momentul și am luat-o și pe Andreea, pe vara lui Andrei cu noi. De fapt, tu ai plănuit plan, toată treaba mm -hmm. ca să filmeze și da, să, pe să avem pozeze momentul. Dovada. Da, dovada. <laughs> da, și aici sunt pozele de la cununie. Mai avea, cât avea aici? Trei ani? Trei ani, da. Aproape trei, sau trei ani. Da, acolo. Aproape trei, făcea trei ani, și și noștri, Adriana și Dan, drăguță mai și ne-am îmbrăcat la fel. Ne-am făcut rochițe la comandă. Ce fericită a fost Maia. Da. După aia am făcut așa o masă în familie, doar cu prieteni apropiați și familia. A fost fix așa cum, da. cum ne-am dorit. Da, fără stres, fără... Da. Fără prea mult îmbălău. Mm -hmm. Tot am zis că o să facem nunta. Nunta! pentru că noi n-am apucat să facem nunta, pentru că cumva de fie după am făcut cu și urma anul următor să facem nunta. Doar că anul următor nu mai știu ce s-a întâmplat, ne-am mutat noi, da, ne-am mutat de la casă la bloc. După aia a venit Matei, după aia... Am tot amânat-o. Tot s a întâmplat lucruri și am tot amânat-o, dar a fost fain momentul ăla. Practic, asta a fost prima jumătate a relației noastre uh, și acum că editam clipul ăsta, mi-am mi -am dat seama că am ajuns la 25 de minute de filmare și nu sunt nici măcar pe aproape de, de final, așa că va trebui să împărțim video asta în două. Unul va intra astăzi, în seara asta îl veți vedea voi, iar partea a doua o să-l vedeți joia viitoare. Așa că nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut videoul ăsta, abonați-vă la canal ca să nu pierdeți partea a doua, activați și clopoțelul acela de notificări și noi ne vedem în următorul. Până data viitoare, aveți grijă de voi, v-am pupat, papa. Pa!